Germania din 74, că am fost la ei, la Düsseldorf, când eram nemăritată, că eu m-am măritat târziu, veneam la discotecă la Smariț aici, dar ea știu traseul, că pe aici să iese. Ne aducea Raimund la discotecă cel la Ploiești. Asta când eram studente, că ea l-a cunoscut din studenție, ne aducea pe amândouă. Seara aici și pe aici ieșeam, că așa-l dirijam și pe ea. Raimund, vezi, aviatorilor, aici face sensul giratoriu stânga. Da, domnul Lucian. Da. Și v-a luat concediu special? Da, nu, și așa nu, acesta nu mi-a luat concediu. Și ca să faceți cursul, nu să vă plimbați, înseamnă că e bine, nu sunteți obosiți ca să vă plimbați. Asta pentru cursul. Ca așa, la cât ieșeați la... Pe la 4 ieșeam la, la servici. La 4 jumate. Eu nu știu mâine dacă o să ajung. Cred că o să ajung la 5 mâine. Astăzi, că am întârziat trenul. Dar am întârziat și eu. Dar mâine nici m-am uitat pe orar. Până la cât, că eu sunt o săptămână, că am stat până la s-a făcut ultimile partizări. Și să vedem mâine până la cât am ore. Nu pot să lipsesc. Mai bine întârzi la ăsta, că dacă tot a zis că ne-l dă, o să ne-l dea în forma PDF. O să ne dea cursul. Mai bine întârzi la aici, așa că nu pot să vă spun să mă așteptați că sunt întârziat din partea mea, din cauza mea. Deși poate îmi dați numărul de telefon. Prea multe facem? Nu. Că dacă e să pot veni, așa, dacă nu, dar nu cred să ajung până la 2:30. Să vedem la cât am ultima oară. Astăzi zi metodică. Bine. Zero șapte? 46 230 600. Vă dau un bip. Ca să știți cum da. Când se înregistrează la ora de... Sună? Sau l-aveți pe silențios, cred. Da, e pe silențios. Da. Corlătesc, v-a zis? Da. Deci Gabi Dobre, știți pe jurnalistul, așa mă țineți minte. Așa că n-am văzut bine, am atins I în loc de O, dacă e unul lângă altul. Prietenii cu două doamne din București, Florentina Machiari și Flori Domocoș. Asta este de fel, zice, din Oradea, Domocoș. Zice, să scrie cum s-aude, zic, unguroaică? Nu, nu. Zic, nu, că n-am nimic, am întâlnit și unguri foarte cum să crede, n-am nimic cu ungurii. Numai că nu le dăm Ardealul, oricât ar vrea Orban al lor să ne ia Ardealul, nu o să le dăm Ardealul. Thank you.
mi-e cam cald. Ați venit în mâine ca sportă. Da, da, da. Ca să vorbiți? Da, da. Aha, gata, nu mai zic nimic. E prima dată când merge la Parlament? Da. Eu am fost imediat după 90. Asta vreau să-mi duc fata, că eu mor de cap. La o nuntă chiar. Niște prieteni din București au făcut cu băiatul. Dar m-a trimis mama numai pe mine, că vă dați seama cum a fost. Dar, și pe urmă, am fost, cum ați auzit, în partii la PD. Și când s-a ales președinta organizației de femei PD pe țară, iar am venit aici și l-am văzut pe Băsescu, dar cele cu care am venit cu mașina, am venit cu mașina, știți pe ăsta, pe Romeo Hanganu, care a fost așa, ne-a dat mașina dânsul și Paula Ivănescu, Paula era deputat și dânsul senator, dar ei n-au venit, ne-a dat mașina nouă asta. Erau niște fete din Filipești. Oh, Băsescu, hai să facem poze cu el. Zic, bă, că-mi strică poza. Să ieși chior. Și ieși chiar. Nu-mi place deloc, îmi strică poza. Eram și gravid atunci. I-am dus, n-o nimeni. Las-o așa, că poza. Da. Zic, eu nu fac, duceți-vă și faceți, eu nu fac cu ea. Eram cu Robert atunci. Păi da, m-am cunoscut cu ea, na, că dacă eram amândouă acolo, beam cu ea de asta. După ce a ajuns mare, trecea pe lângă mine și în finalul Paula Ivănescu zice, uite, nu ne salută, dă-o acolo, asta arată, știi? Zic, tata are o vorbă, dă-i omului o funcție și atunci o să vezi caracterul lui. Zic, degeaba, e frumoasă degeaba, dacă acum că a ajuns mare, nu ne mai salută, nu ne mai cunoaște, e problema ei, nu a mea. Zic, nici eu nu s-o bag în seamă. Chiar dacă o să trec eu pe lângă ea și asta. Nici eu nu-i zic nimic, trec și eu tot la fel ca ea.